atât timp cât ne-am pregătit, cât suntem apți de a face această competiție, cred că normal nu trebuie să avem foarte mari emoții. Emoții normal pentru orice competiție trebuie să avem, dar să apese așa greutate, zic eu că nu e. Acum o să vedem și tragerele la sorți, care vor să fie pe 20, și după aceea abia putem să spunem cam ce planul trebuie să ne facem pentru această mare. La Olimpiadă mergem pe zona de dublu mix, pe zona de simplu, pe echipe. Pe care dintre aceste segmente credeți că vom fi mai aproape de medalii? De unde credeți că putem capta eventuale medalii? Păi, dacă ar fi după numărul de meciuri care ar trebui să le câștigăm pentru a lua medalie, proba de dublu mix ar fi cea mai la îndemână, având în vedere că participă numai 16 echipe, de 16 cupluri. Deci asta ar însemna, dacă joci 4 meciuri și le-ai câștigat, ai câștigat finala. Cât de mult a dat peste cap pregătirea și conectarea la competiție faptul că Olimpiada s-a amânat cu un an de zile? Păi foarte mult, pentru că în primul rând am prins această pandemie care ne-a ținut departe un an, mai bine de un an de zile de marile competiții. Toată această perioadă, pe lângă faptul că n-am putut să ne pregătim așa cum ar trebui, a fost și marea problemă a competițiilor, deci practic nu am avut să ne verificăm cu ceea ce am făcut la antrenamente și aceasta deja va cântări foarte mult pentru toate echipele. Adică cei care au un campionat foarte tare în țară, sunt foarte mulți jucători, aceia poate că au avut mai multe posibilități de a se verifica. Noi am avut o singură competiție, cea de la Doha, două open-uri care au fost și cam atât. Vă dați seama, cu două competiții, cam greu poți să-ți dai seama de o pregătire făcută într-un an jumătate. Bernie Soci este în momentul de față cu cel mai bun ranking dintre fete. La ce nivel o simțiți pe Bernie în momentul ăsta și în ce măsură credeți că poate urca pe tabloul individual din punctul ăsta de vedere? Bernie este o jucătoare talentată, are posibilități multiple. Problema a fost că faptul că această legătură între mine și ea, între fete și ea, care înainte o aveam prin participarea la aceste competiții open-uri, tip open, și unde puteam să vedem stadiul de pregătire atunci pe moment, după care puteam să tragem niște concluzii pentru ce urma pe viitor. Lucrul ăsta nemai întâmplându-se în ultima perioadă, vă dați seama că e greu să numai să mergi pe pregătire fără să ai această posibilitate de control. Exact ca la școală, când te duci și dai o teză și între timp n-ai avut niște extemporale de dat, niște lucrări din astea de control. Așa că este destul de greu. Bernie, așa cum ziceam, prin talentul pe care îl are și ambiția pe care poate produce orice surpriză. Dar s-a demonstrat că de multe ori am avut și insuccese tocmai prin faptul că a crezut prea mult în ceea ce face și până la urmă nu a fost așa cum zice. La ce nivel suntem la această Olimpiadă, raportat cu nivelul pe care l-am etalat la ultimele trei, da, la Rio, la Londra, la Beijing? Suntem cam pe acolo? Suntem sub? Suntem peste? Normal, suntem puțin peste. De ce? Pentru că trei Olimpiade sau două Olimpiade le-am jucat cu două fete, de Samara și Dodean. Trei Olimpiade cu Samara și Dodean, trei, ele sunt la a patra Olimpiadă acum. Deci, trei. Bernie a participat
Doar Rio. la Rio, da? Și atunci, dacă stăm bine și ne gândim, ar trebui să ajungem la apogeu acum, cel puțin la nivelul acestei generații. Să zic că suntem mult mai slabi sau mult mai buni decât atunci, cred că suntem mai încrezători și mai pregătiți, cred. Să zicem că suntem poate cu jumătate de pas peste ce a fost la Rio. Încercăm și zic eu că dacă fetele se vor mobiliza și nu vor fi diferite perturbări, pot să fac o figură frumoasă. Adică estimările dumneavoastră, dacă am înțeles corect, sunt acelea că Tokyo ar trebui să fie boom-ul acestei generații, da? Nu, cam asta este, pentru că deja peste 3 ani, când va fi următoarea olimpiadă, Dana Dodean va avea 45 de ani, 35 de ani, am zis bine, 35, da. Eliza va avea 34, iar Bernie va avea 39. Așa că ar trebui să fim acolo unde visăm cu toții pe podium. Nu este ușor, din start. Mai ales faptul că chiar pentru locul 3 se joacă. La alte campionate, dacă ai ajuns în semifinală, locul 3-4 nu se mai joacă, amândoi au medalie. Ei se joacă inclusiv pentru locul 3-4, ceea ce îți mai dă încă o posibilitate de a câștiga sau de a pierde.